Suport psihologic pentru medicii aflați în prima linie a luptei cu pandemia de coronavirus, suport practic, locuințe temporare, cumpărături, lucruri mici care să ia de pe umerii personalului medical o parte din griji, dar și suport juridic dacă sunt drepturi încălcate. Asta își propune să le ofere medicilor români aflați în prima linie proiectul Telefonul Medicului, lansat duminică. Telefonul Medicului este un proiect lansat de Asociația Magic, fondată de Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, în parteneriat cu Alianța Medicilor și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Toți ne văd pe noi, medicii, ca pe soldații din prima linie a luptei cu această pandemie. Dar despre faptul că soldații au nevoie de susținere, puțină lume știe. Este binevenit orice ajutor, iar acesta este unul din partea unor oameni care știu, credem noi, ce am avea nevoie, cineva cu care să putem vorbi, materiale de protecție, un loc unde să putem sta, spune Bogdan Tănase, chirurg la Institutul Oncologic și președintele Alianței Medicilor. Telefonul Medicului este disponibil la numărul 021-555-2286. Linia telefonică este gratuită și este destinată medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor și întreg personalului din linia întâi în lupta COVID-19. Ce își propune să ofere concret telefonul medicului personalului medical din prima linie? 12 psihologi care oferă suport emoțional și consiliere psihologică, locuință temporară, transport către și de la spital, cumpărături personale, căutarea de medicamente sau materiale care lipsesc din spital. În plus, pentru teme juridice, medicilor le sunt alături avocații din comunitatea Lideri pentru Justiție și Asociația Tinerilor Avocați din Baroul Timiș.